Am pus lapte la plantele de roșii și am fost uimit de rezultat. Dacă ți-a rămas lapte în frigider de ceva timp, care a început să miroasă acru, nu-l arunca. Folosește-l în grădină pentru plantele tale. Și eu, când am auzit acum câțiva ani despre folosirea laptelui ca îngrășământ, am fost sceptic, la fel cum am fost și atunci când am auzit de folosirea acestuia ca fungicid, ca multe alte persoane. Însă, sunt studii care demonstrează eficiența acestuia atât ca fungicid, cât și ca îngrășământ. După ce laptele fermentează, produce acid lactic, datorită bacteriilor Lactobacillus. Acestea ajută la descompunerea materiei organice din sol, favorizând asimilarea nutrienților de către plante. Am început să folosesc laptele ca fungicid natural în grădina mea și să stropesc mai multe plante din grădină și am fost șocat de rezultatele acestuia. Așa că am decis să încerc să-l folosesc și ca îngrășământ. Rezultatele nu m-au dezamăgit, iar plantele mele, pe lângă faptul că au avut o producție mult mai mare, nu s-au îmbolnăvit deloc nici de făinare, nici de mană, iar plantele de roșii, pentru prima dată, nu au mai suferit de putregaiul apical. Laptele este bogat în mai multe minerale, mai ales calciu, potasiu, fosfor, iod, magneziu, zinc, seleniu și vitamine. Cât lapte trebuie să folosim pentru a crea acest îngrășământ? La un litru de lapte, adăugăm 9 litri de apă și amestecăm totul foarte bine ca să putem uda plantele noastre. Eu folosesc acest îngrășământ o dată la 2 săptămâni, atât la plantele de roșii, cât și castraveți, dovlecei și pepeni. Ca și fungicid, putem folosi atât lapte crud, cât și lapte pasteurizat. Eu prefer să folosesc lapte proaspăt, deoarece conține încă mulți nutrienți și enzime care nu s-au pierdut prin pasteurizare și omogenizare. Atenție! Laptele, la fel ca alte fungicide, nu vindecă planta de bolile fungice, ci te ajută să le previi și să menții planta sănătoasă. Proporția pentru folosirea laptelui ca și fungicid este la fel ca și în cazul anterior. La un litru de lapte adăugăm 9 litri de apă. Amestecăm foarte bine laptele cu apă, după care putem pune soluția în pulverizator și putem trece la stropit. Eu stropesc grădina cu lapte odată la 10-14 zile, în funcție și de câte precipitații sunt, atunci când condițiile sunt ideale pentru formarea ciupercilor. Dacă doriți să vedeți cum folosesc laptele, dar și un alt ingredient ca și fungicid pentru grădina mea, dați click pe unul dintre următoarele videoclipuri. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!